Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Invitatul meu din această seară este domnul Leonardo Badea, senator PSD. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noștri și oamenii cu mare plăcere la invitația Chiar dumneavoastră. dacă aveți vocea în schimbare. Absolut, e o chestiune probabil legată de adolescență. Da. Nu de vreun virus, Doamne Nu, ferește. Doamne ferește, nu, ne gândim la lucrurile. Bănuiesc că intuiți faptul că vom discuta și vom intra abrupt în subiectele politice, așa cum ne stă bine, mai ales că suntem pe fugă, Mă gândeam eu că nu că mi scăpați. se pregătește ceva. Aș vrea să vă rog să comentați schimbarea guvernului, pentru că n-am avut ocazia să discut și cu dumneavoastră pe acest subiect. Aș vrea să văd cum vedeți dumneavoastră plecarea guvernului Ponta, înlocuirea cu guvernul de tehnocrație Dacian Cioloș și tot ce a urmat. Da. Sigur, situația politică din România în ultima perioadă a fost și este în continuare destul de, să spunem, complicată, atât la nivel național, cât și la nivel internațional, și asta se poate observa destul de ușor. E adevărat că guvernul Victor Ponta a avut rezultate extraordinar de bune din punct de vedere al guvernării economice, din punct de vedere al îndeplinirii obligațiilor asumate de către USL, și a avut o foaie de parcurs pe care și-a respectat-o în mare parte. Și mi-aduc aminte că la început, în 2012, deși ne se spunea că vin alți politicieni care o să promită creșteri de salarii, creșteri de pensii, care o să promită că dau bani înapoi și nu o să facă lucrul acesta, cred că populația României s-a convins că cu o guvernare bună se poate realiza acest lucru. Mai mult decât atât, în perioada scursă, România s-a aflat, indiferent de clasament, în primele trei state ale Uniunii Europene ca și creștere economică. Lucrul acesta a dat posibilitatea unei noi filozofii fiscale pe care guvernul Ponta a adoptat-o, o filozofie fiscală care la un moment dat a fost criticată, în sensul că s-a dorit creșterea consumului și, pe de altă parte, acest lucru s-a făcut prin reducerea fiscalității. Creșterea consumului și reducerea fiscalității au reprezentat lucruri esențiale în guvernarea Victor Ponta. Sigur, am avut o creștere economică bazată la început pe export, pe urmă această creștere economică s-a bazat pe consum. Și ca și un reper pentru această analiză, pot spune că odată cu reducerea TVA-ului la alimente, spre exemplu, la 9%, comparativ în anul 2015 față de 2014, s-a reușit să se încaseze mai mult cu TVA de 9% față de TVA-ul de 24%. Asta înseamnă că s-a dat o lovitură importantă prin conformare voluntară, adică prin plata celui care ar trebui să plătească în mod normal taxe și impozite, acest impozit indirect, taxa pe valoare adăugată, care impropriu se numește taxă, este un impozit indirect, și s-a avut loc o creștere, de altfel, a conformării voluntare și s-a redus, așa cum spuneam și cum ne-am dorit de la început, evaziunea fiscală, frauda fiscală și economia subterană. Au fost lucruri pe care noi ni le-am asumat ca și guvernare, au fost lucruri care au fost realizate. Bine, nu știu cât de mult s-a simțit scăderea TVA, pentru că știm foarte bine că cu foarte puțină vreme înainte să se procedeze la scăderea TVA, anumiți producători comercianți au ridicat prețurile Au existat în astfel de mod cazuri, dar eu vă artificial spun că și. știu foarte bine discuția și au fost câteva lanțuri comerciale foarte mari care au încheiat un acord prin care au afișat prețurile la raft înainte și după. Și o să vedeți că, deși tendința prețurilor pe termen lung este ca ele să încerce să crească pe baza unei tendințe inflaționiste existente peste tot în lume, ca urmare a acestor reduceri, lanțurile importante la produsele de consum, de larg consum, nu la cele, ca să spun așa, de fiță, la cele care au reușit să scadă prețurile. Am fost în astfel de magazine, de supermarketuri și am văzut. E adevărat că un asemenea lucru nu s-a resimțit pe întregul lanț de distribuție întotdeauna, până, să spunem, la ultimul magazin într-o localitate rurală, nu întotdeauna. Dar ca și tendință, și tendința a dus la, eu zic, la alinierea pieței, prețurile nu au mai crescut. Și uitându-mă pe datele statistice, se observă că este argumentul pe care îl invoc. Statistica ne arată că a crescut puterea de cumpărare, ca urmare a Dar reducerii taxei pe valoare adăugată. dumneavoastră spuneți că bilanțul guvernării Ponta este unul bun. Un bilanț bun. Sigur, s-a ajuns la o situație de criză politică în România. Situația de criză politică în România este că atunci când un guvern este politic, se așteaptă
că atunci când din guvern fac parte oameni politici cu răspundere politică, așa cum se întâmplă peste tot în lume, ei reprezintă partide, iar în România cred că această mișcare care a apărut a fost o mișcare împotriva întregii clase politice. Nu poți, și cred că s-a observat și din mișcările existente la nivel național, că această mișcare a fost o mișcare prin care oamenii au condamnat clasa politică în ansamblu ei, ceea ce s-a întâmplat în ultimii 25 de ani. Identificând anumite tare. Sau... Sigur că da. Și au spus că doresc altceva. Trebuie să stabilim de la bun început, fapt, punctul meu de vedere, care consider că vocea fiecărui om contează. Am auzit discuții, domnule, câți oameni au fost în stradă, câți oameni au fost în stradă. Eu consider că vocea fiecărui om contează. Și consider că un astfel de semnal, consider că un astfel de semnal trebuie să fie analizat de clasa politică. Consider de asemenea că premierul Victor Ponta a procedat corect înaintându-și demisia, fiindcă situația politică trebuia detenționată pentru interesul României și dând posibilitatea prezentării unui guvern, fie cu majoritate politică, fie de Uniune Națională, sau altă formă de guvern de tehnocrați. Nu sunt supărați mulți socialdemocrați că au fost scoși de la guvernare prin gestul lui Victor Ponta? Bun, eu vă spun că din punct de vedere al României, reacția lui Victor Ponta a fost una corectă. Din punct de vedere al partidului, sigur, putem discuta și putem spune că au fost câștigate alegerile, au existat un număr de voturi importante în spate și acei oameni care au fost covârșitori și au votat un proiect politic au așteptări. Dar la fel de important, repet, este că trebuie să înțelegem contextul în care ne aflăm. Iar în acest context, decizia lui Victor Ponta de a da posibilitatea unei dezbateri asupra unei noi formule guvernamentale, fiindcă noi trebuie să înțelegem, a conduce o țară peste tot în lume este o chestiune politică. Dacă nu ar fi o chestiune politică, atunci nu am mai face alegeri, democrația are costuri, am renunțat la orice tip de alegeri și până la urmă, nu știu, ori ar fi o dictatură, ori s-a dat concurs pentru posturi. Și am încheiat această discuție, dar tocmai aici și această putere a alegătorului de a decide la un anumit interval de timp cine îl reprezintă și cu ce mandat îl reprezintă. E adevărat că nu era oportun să zicem ca Victor Ponta să-și dea demisia. Mă gândesc la ruperea USL, la pierderea alegerilor, la povestea sau problema, mai bine zis, pe care a avut-o și o are cu DNA. Deci erau au fost momente care s-au discutat în partid. La primul moment știu că Victor Ponta a dorit să-și dea demisia după ce a pierdut alegerile prezidențiale. Atunci a fost o discuție în partid și partidul a fost cel care a stabilit că trebuie să rămânem la guvernare și să ne respectăm angajamentele. La cel de-al doilea moment, vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în instanță, era ca și cum ar fi recunoscut pe undeva că ar fi vinovat și, deși și-a dorit foarte, Victor Ponta a spus că își dorește ca justiția să înceapă urmărirea penală și să găsească, să-i dea posibilitatea să se apere. Și era tocmai ideea de stabilitate politică și de faptul că exista o coaliție majoritară în cadrul guvernului. Victor Ponta a reacționat la ceea ce probabil reacționează orice om politic. Atunci când îți dai seama că există la nivelul societății o necesitate de proiect politic, de resetare a unui sistem politic, deși este un termen pe care multă lume nu-l agrează. Zice, domnule, de ce să resetăm acest sistem politic? Fiindcă trebuie să înțelegem că Mi se pare că înseamnă instalarea aceluiași program. Da, nu, păi resetarea înseamnă instalarea unui program politic. Trebuie să înțelegem că dacă punem o întrebare, și hai să o luăm din engleză, o traducem așa cum, întrebarea cine vrea schimbarea, o să vedeți că toată lumea dorește schimbare. Dacă punem cea de-a doua întrebare, cine vrea să se schimbe, o să vedeți că foarte puțin sunt dispuși să se schimbe. Și atunci... schimbarea este o chestiune necesară, importantă în orice sistem. E nevoie de resetări la un anumit moment, dar dacă nu ne schimbăm toți cei care facem parte din societate, că suntem politicieni, că nu suntem politicieni, nu vom avea rezultate mai bune. Este o resetare care va duce la instalarea aceleiași probleme. Și l-au sesizat destul de mulți oameni din domeniul public și am văzut lor de poziție în acest sens.
Dacă rezultatele guvernării sunt atât de bune, guvernării Victor Ponta, de ce Partidul Social Democrat a ezitat, ba chiar a refuzat să facă parte dintr-o formulă politică pentru noul guvern? Nu a refuzat. A existat poate o mică ezitare, dar vreau să readuc aminte faptul că Partidul Social Democrat a avut o discuție în cadrul coaliției și a venit cu un nume. Liviu Voinea. Pentru premier. Era mai mult o glumă, cred. Nu era o glumă. A fost discutat și la Banca Națională. Un om susținut de PSD, atâta timp cât a fost ministrul finanțelor și respectiv ministrul al bugetului, profesionist, și în acel moment, dacă ar fi existat o propunere politică susținută și de ceilalți parteneri, mă refer aici de UNEPR și de la ALDE, cred că ar fi trebuit președintele României să țină seama de această poziție. Înțeleg că Liviu Voinea n-a fost susținut de UNEPR și de ALDE? Nu, nu a fost susținut. De care dintre ei sau? Păi nu, la momentul respectiv, colegii noștri de la UNEPR au ieșit și au spus, domnilor, noi susținem propunerea președintelui. Colegii de la ALDE au spus că Liviu Voinea este un specialist. Sigur, neexistând o poziție clară pe acest punct de vedere, s-a ajuns la concluzia, clar, PSD-ul nu mai avea ce să facă în acest moment. A venit cu o propunere de premier. Coaliția construită în cadrul Parlamentului nu a funcționat de această dată. Nu găseau un nume mai convingător? Depinde ce înțelegem pe nume mai convingător. Nu știu, un nume de care să nu se lege o electorată, să zicem. Să știți că de numele fiecăruia dintre noi se poate lega ceva, de acord. Sigur, sunt puncte de vedere. Au fost puncte de vedere care au spus că ar fi trebuit să existe un nume, poate, cum spuneți dumneavoastră, mai de forță, legat politic, mai mult de PSD. Pentru poate că pe vremea când Liviu Voinea era analist economic, parcă era mai convingător decât în vremea în care a fost ministru. De acord, politica până la urmă consumă lideri. Și vreau să vă spun că orice om care a intrat în politică, oricât de bun profesionist ar fi, și avem exemple nenumerate, a sfârșit până a fi consumat de politică. Deci nu există un drum care să meargă în alt sens. Tot e să înțelegi când este momentul ca să nu mai te ocupi de politică. Impresia a fost aceea că PSD nu-și dorește cu adevărat să reintre a existat, la guvernare. Nu, dar vreau ca să spun că a existat o propunere din partea PSD-ului și dorința de a veni... Care de formă tot a existat. Nu a fost de formă, că altfel nu s-ar fi făcut propunerea și discuția cu BNR-ul. A fost o discuție la Banca Națională a României. Liviu Voinea, că este viceguvernator. Știți că e și public și guvernatorul României, care a spus, domnule, poate să vină cineva de la BNR, dar cineva mai tânăr. Și noi îl susținem și suntem alături de el. Deci, altfel spus, n-ar fi fost toate aceste discuții doar pentru o propunere de formă, zic eu, e o analiză proprie. Atunci cum comentați atitudinea UNEPR, care s-a grăbit să declare că va susține propunerea președintelui? Nu comentez... Adică nu erau aliați cu dumneavoastră? Nu comentez în niciun fel, fiindcă este clar că nu a mai avut majoritate politică ca să susținem un guvern al alianței. Ce-i drept, clar, în momentul acesta, alianța PSD-UNEPR pe ce, de fapt, ALDE nu mai există. Nu putem face o astfel de judecată de valoare și eu cred că este posibil ca pe viitor... E o constatare. E o constatare la numirea guvernului. Acum, eu am spus-o și public, faptul că noi am fost de acord cu un guvern tehnocrat nu este un cec în alb pe care noi îl acordăm guvernului Cioloș. Dar ce-i? Este, am spus, noi ne-am manifestat, deși pare, e greu așa de explicat. A fost un act de responsabilitate, da, nu e greu și de explicat. A fost un act de responsabilitate, fiindcă vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă n-am fi avut astăzi guvern, bugetul trebuie să intre urgent în Parlament, suntem în plin proces prin care, și e foarte bine că astăzi primul ministru de aceea în Ciulă s-a întâlnit cu Corina Crețu. Și v-ați gândit la interesul național. Nu, dar asta ar trebui să facem tot timpul, doar că noi am stabilit, i-am dat un sens peiorativ acestei noțiuni, din păcate. Și ori de câte ori spunem că facem ceva pentru stabilitate și pentru România, spunem, haideți, domnule, aveți calcule politice. Cine știe la ce v-ați gândit? V-ați gândit că acest guvern o să meargă bine și câștigați dumneavoastră? Deci, deja? Deci deja, nu. Sunt discuții care există în spațiu public. Dar eu vă spun că dacă nu aveam un guvern rapid și intram într-o criză politică, România, ca țară care, cum să spun, este la limita Uniunii Europene și ca țară NATO, zic eu, importantă alături de Polonia în Europa Centrală și de Est,
ar fi fost un pol de instabilitate. Da, mulți așa gândesc. PSD n-a vrut să-și asume reintrarea la guvernare, PNL nu și-a dorit guvernarea. În mod paradoxal, deși cu foarte puțină vreme în urmă avuseseră o moțiune de cenzură, dar asta poate o vor explica domniile lor, ce s-au gândit să se retragă puțin, un pas, doi în spate, până când guvernul Dacian Cioloș, doritul, vestitul guvern de tehnocrați, nu va confirma și atunci vor veni cu mai mult aplomb în campanie electorală și, bineînțeles, oamenii, văzând că un guvern de tehnocrați nu e cea mai fericită formulă, se vor duce cu brațele deschise spre partidele politice. Vreau să fac... Nici n-am respirat, mi-am spus. Am văzut, totul a curs așa lin. Vreau să fac o precizare în acest sens. Istoria recentă a României ne arată că am mai avut guverne de Uniunea Națională sau de tehnocrați, având în frunte un tehnocrat, respectiv Teodor Stolozan sau Muguri Sărescu, care au fost apreciate de către populație. Și eu cred că... Bine, mai puțin cu Muguri Sărescu. Da, dar au... Au reușit să organizeze alegerile și să se intre într-un ciclu. Da. Care, asta, mă rog, făcută... ne-a dus după 25 de ani aici. Că dacă eram în altă parte, poate e lumea interesant era mulțumită. Obiectivul ăsta cu organizarea alegerilor asumat. Păi, trebuie să o faci, chit că ți-l asumi, chit că nu. Absolut, dar e un obiectiv asumat. Este și noi am votat guvernul, fiindcă există o foaie de parcurs pe care PSD-ul a votat-o în guvern. Și acest guvern, dincolo de nevoia de stabilitate, a spus că va merge în continuare cu codul fiscal, a spus că va aplica în continuare măsurile pe care PSD-ul le-a luat anul acesta. Domnule senator, dacă PSD n-ar fi votat acest guvern, ar fi trecut sau nu? Păi sigur ar fi trecut. Ar fi trecut? Păi dacă noi ca PSD nu putem să oprim niciun guvern. Să zicem că împotriva lui, ALDE s-a pronunțat din start că nu va vota pentru acest guvern. Da, vota un EPR-ul cu acest guvern și n-avea cum să nu treacă. Păi și atunci, de ce v-ați asumat un vot pentru? Adică, pentru guvern. Nu. Ideea a fost în felul următor. Dorința clară a noastră a fost să arătăm că dorim să fim alături de un proiect important pentru România. Dar pare un discurs ilogic. Nu e un discurs ilogic. Adică acela ca România să fie guvernată corect. Și am vrut să spunem că nu facem opoziție de dragul opoziției. Noi am vrut întâi să securizăm ca proiectele noastre pe care ni le-am asumat anul acesta să fie aplicate. Ce garanții aveți că vor fi aplicate? Păi nu avem garanții, dar în afară de faptul că ni s-a spus în comisii la audieri că ele vor fi aplicate. Ce bine că mi-ați adus aminte de audieri. Da, audieri. Am audiat la Comisia de Buget, Finanțe și vă pot da și detalii. Dacă doriți. Ce bine că a scăpat de Comisia Juridică. Da, sigur. Sunt discuții pe această temă destul de spumoase, așa că spun. Deci, repet, și nu avem garanții, dar avem instrumente. Avem instrumente parlamentare. Și am și spus că, repet, nu este un cec în alb. Este un sprijin acordat într-un moment de criză internațională și națională unui guvern apolitic, deși se discută foarte mult de, să spunem, pedigriul politic al unor membrii ai guvernului care îl ar avea de undeva din vechime, dar nu asta este problema și sper că nu am folosit un termen dur când am spus sau pedigri, peorativ, da. Sau peorativ, nu? De obicei se folosește, deși am vrut să spun clar că s-a discutat în spațiu public că unii membri ai guvernului au un CV politic și o orientare. Deci, altfel spus, este important ca să înțelegem acest lucru și este important ca să înțelegem că susținerea acestui guvern s-a făcut tocmai în ideea ca ceea ce noi am votat în Parlament, această majoritate guvernamentală, să fie aplicat anul viitor. Bun, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim în câteva momente. Vom mai discuta, nu știu dacă pe fiecare minister în parte, dar vom încerca să vedem care sunt prioritățile acestui guvern. S-a vorbit și pe marginea programului, care ar fi mult prea subțire, și vedem în ce măsură va mai fi upgradat, va mai fi îmbunătățit și completat. Și vom vedea, așa cum spune PSD, dacă guvernul respectiv va merge în direcția unor proiecte, programe inițiate de guvernul anterior și dacă nu, ce se va întâmpla. Pentru că mesajul transmis de PSD este vă susținem, dar nu necondiționat. Și vom vedea ce va putea face PSD. Poate moțiuni de cenzură, poate evident, moțiuni simple, vom evident vedea și cu ce rezultat. Revenim în câteva momente așadar.